Vă salutăm, dragi prieteni, cu două titluri interesante pe prima pagină a ziarelor de mâine, 4 decembrie. În România Liberă, Ludovic Orban declară, de 1 decembrie ăsta, noi am prins Ciolanu, și un pic mai jos, începe noul război putere-opoziție, cu detalii în interior. De asemenea, în Adevărul, ținem să punctăm aceste prezențe pe prima pagină chiar de la început. Cum a ajuns România țara analfabeților funcțional? 44% dintre elevi sunt analfabeți. Da, analfabet funcțional, ca să o lămurim de la început, înseamnă de fapt analfabet. Numai că este un termen care să nu strice toate ploile, da? Și toate recoltele în epoca asta în care nu mai ai voie să spui lucrurilor pe nume. Este o fățărnicie, de fapt despre analfabetism vorbim aici. Ești un analfabet, nu un analfabet funcțional. Da? Numai că trăim într-o lume aseptizată, într-o lume mizerabilă, plină de ipocrizie, și atunci încercăm să schimbăm termenii ăștia neaoși și să înlocuim cu unii mai comerciali. Iată ce zice Adevărul pe prima pagină. E foarte interesant această trimitere la interior, de asta ne și oprim. O foarte bună concluzie asupra sistemului de învățământ din România. Dacă mai era nevoie de o confirmare, rezultatele testelor PISA, atenție, PISA se citește PISA atunci când e vorba de orașul din Italia, da? Dar pentru că de data asta e vorba de niște inițiale, îl citim corect PISA, să nu mai aud cu PISA când vorbiți de turnul din PISA, că noi suntem, ne tragem de la Roma, da? Chiar atât de imbecili să fim, bă? Toți românii din țara asta spun PISA. Nu se pronunță, bă, în limba italiană. S-ul intervocalic, așa. Da? Să fie foarte clar. Deci PISA, Udineze, da? Când e vorba de a rosti un cuvânt italian, măcar atât ar trebui să știm și noi. Dar de data asta citim corect. Este vorba de PISA, pentru că sunt doar inițialele acestui test. Bun, deci, încă o dată, dacă mai era nevoie de vreo confirmare, rezultatele testelor PISA confirmă și anul acesta cel mai prost păzit secret al României: sistemul de învățământ este la pământ. 16 miniștri s-au perindat la acest minister în ultimii 10 ani și mai ales figura neînduplecată în urmărirea de funcții și poziții cheie a Ecaterinei Andronescu, planând asupra sistemului. Toate aceste probleme ne duc astăzi la un scor de 44% elevi testați ca fiind analfabeți, mă rog, recte analfabeți funcționale. Din elevii români, da, care au fost testați, practic, după acest tip de test, și se încheie aici explicația, n-au fost tratate aceste probleme ale învățământului românesc cu adevărat niciodată. Evident. Noi suntem sub ceea ce se făcea ca și programă, ca și plan, ca și planificare, suntem sub ce se făcea în epoca Ceaușescu. Vă dați seama, la învățământ, bă, n-a fost în stare unul să vină și, într-adevăr, să facă o reformă adevărată. Vă salutăm, domnul Funeriu. Măcar acum știm cum să vă pronunțăm. Și v-aș spune o jurătură printre dinți că o meritați la fel ca toți ceilalți, ca toți nababii ăștia care s-au perindat. Am înțeles că și nou ministru liberal deja încearcă să se spele pe mâini după eșecul prelorii acestui minister, de care și-au bătut joc toți analfabeții care au venit la putere. Ei n-au nicio funcție, n-au nici funcțional în ei. De unde vine atunci termenul ăsta? Unde funcționează oamenii ăștia? Își bagă mâinile sau lingurile de lemn în oala cu Ciolan? Asta e toată funcția pe care o pot avea. În rest este numai la Ciolan. Bun, începem cu o știre care ne interesează și care ne și vine mănușă. Roberto Escobar, fratele celebrului dealer, cel mai mare traficant de droguri din toate timpurile, Pablo Escobar, Emilio Gaviria, deci fratele său, a lansat un telefon pliabil, un telefon mobil, cu care vrea să concureze Apple și Samsung. Telefonul se vinde la prețul de 349 de dolari față de 1000 de dolari sau de euro cât se vinde un telefon pliabil, spune domnul Escobar, într-o situație obișnuită. El funcționează pe sistem Android 9, senzor de amprentă,
are un procesor Snapdragon din generația 8-a pe 8 nuclee, cameră duală de 16 și 20 de megapixeli, un ecran AMOLED FHD Plus de 7,8 inci, atunci când telefonul este pliat. Există două versiuni, nu mă prea pricep eu la chestiile astea tehnice, nici nu contează, important este că se pricepe Roberto Escobar, extraordinară această lansare. Cine o avea încredere să cumpere telefon de la el? Dar totuși, decât un Huawei dintre ăla care te spionează sau care nu va mai avea niciun fel de sistem, și că vor chinezii să facă. Că telefoanele astea Huawei și poate și alea alte Xiamen sau cum se cheamă, mai o firmă de-asta chinezească care face telefoane, nu vor mai avea la un moment dat dreptul să opereze în spațiul Uniunii Europene și probabil nici în Statele Unite. Eu cred că de acolo va începe problema. Pe sistemele astea de operare de tip Google, de stilul de operare iOS, nici nu poate fi vorba de la Apple, și atunci își vor face chinezii unul. Mai că ăsta va fi probabil de uz intern sau eventual de uz asiatic. Ați văzut că sunt deja tot felul de probleme. Nu știu cât este de reală știrea, dar știți-o pe undeva. Vladimir Putin vrea să interzică în Rusia intrarea oricăror aparate electronice care nu au preinstalate deja aplicațiile guvernului de la Moscova, adică aplicații pe care le procesează și le branduiește guvernul de la Moscova, adică fără astea nu mai poți. Nu e o problemă pentru al de mari furnizori de astfel de produse electronice, gen Samsung, LG și așa mai departe, pentru Panasonic și ăștia care se pot adapta. Nu știu dacă au interes să facă asta și să aibă deja preinstalate respectivele aplicații. Nu trebuie să strânge lațul și în această lume, pentru că a devenit miza numărul 1 a planetei, toate softurile astea, toată digitalizarea duce până la urmă la acest spionaj, ca să nu mai lase pe om, evident, să poată să facă ce trece lui prin cap, că prea sunt criptate toate conversațiile, nu? Prea o ducem bine în lumea asta, unde aproape că nimeni nu cuvântă. Apropo de nimeni nu cuvântă, genială aia totuși. N-am avut noi răgazul suficient să ne abatem asupra ei, aia cu de la Nisa până la Tisa, dar nu să revenim. Bineînțeles că românul s-a născut poet și evident că Nisa e mai interesantă decât Nistru, cel puțin în actuala configurație geografică. Și mai ușor de mers până la Nisa și poate chiar un pic mai interesant. Da? O să revenim când vom avea ocazia. Până atunci voiam totuși să recuperăm timpul pierdut al declarațiilor cu această luare de poziție corectă a episcopului Hușilor, Ignatie, care a avut și el ceva de comentat după 1 decembrie, care a trecut aproape neobservat, dincolo de clasica paradă și de faptul că bugetarii s-au simțit frustrați două zile, Sfântul Andrei și 1 decembrie, care au picat în weekend și i-a dat un pic peste cap. Nu și-au mai revenit ca Angers astăzi cu OM. A fost mai bună, a fost două clase peste noi, dar în momentul în care au luat primul gol s-au tăiat. Așa și bugetarii n-au mai putut, când au văzut că pică astea două zile care erau juvaierul, da? Perla de pe coroană la ei, au căzut fără replică. E bine, iată ce ne spune episcopul Hușilor, pentru care toate zilele din an sunt libere, da? De jur ferie, cum spune francezul. E bine, el consideră, n-am fi intervenit, n-am fi vorbit despre asta, dacă nu avea totuși o părere diferită de cea a celorlalți români. Și el spune că această zi națională este până la urmă bazată pe o retorică goală și îl critică pe președintele Iohannis, mai ales că îl avea în cătare după atacul acestuia la adresa românilor care au votat la referendumul pentru familie. Și cităm din episcopul Hușilor: din fericire s-au încheiat toate discursurile despre iubirea de patrie. Este un nonsens să-ți afirmi țanțul și cu emfază stridentă dragostea de țară, dragostea față de România, atâta vreme cât îi sabotezi în chip senin și premeditat credința și tradițiile prin susținerea unor valori, între ghilimele, care sunt în contrasensul valorilor asumate și întrupate în viețile înaintaților noștri, atâta vreme cât scuipi și înjuri cu dezinvoltura arogantului, atâta vreme cât politizezi totul doar pentru a-ți inventa adversari fictivi și pentru a-i calumnia copios
atâta vreme cât faptele și vorbele tale sunt germenii dezbinării și ai urii, atâta vreme cât ești ipocrit și ahtiat după putere, atâta vreme cât insulta devine moneda de schimb a relațiilor interumane, atâta vreme cât coruptul prăduiește banul public cu binecuvântarea, între ghilimele, legiuitorului, atâta vreme cât lichelele devin mai dezirabile decât cei cu fibră morală și intelectuală, atâta vreme cât vulgaritatea devine pânza freatică a limbajului cotidian, atâta vreme cât construcția morală a unui suflet, prin credință și prin spiritualitate autentice pe care le regăsim plenar în spațiu sacru, își devine antagonică, nu complementară, cu construcția unui spital, atâta vreme cât drepturile de grup devin mai importante decât drepturile și demnitatea persoanei umane în datele ei naturale, biologice. Ăsta a fost discursul, citit de pe foaie, bineînțeles, al episcopului Hușilor, ierarhul sublinind că toate vorbele rostite de autorități cu ocazia Zilei Naționale sunt goale de sens, în condițiile în care clientelismul și nepotismul sunt într-o permanentă concurență neloială cu meritocrația, iar funcția uzurpează necontenit smerenia și iubirea sinceră față de colaboratori. Aia nu e cel mai frumos cuvânt pentru a încheia un astfel de text majestuos al înaltului prelat, atât doar că, sigur, el vorbește generalități aici, nu intră în detalii, ar fi putut să o facă întrucât biserica este imună și inatacabilă în România, deci ar fi putut permite multe episcopul Hușilor. Dacă este la adresa lui Claus Iohannis acest atac și este unul de așteptat, pentru că șeful statului nu are nici în clin, nici în mânecă cu biserica ortodoxă, în sensul bun al cuvântului, de data asta, el nu dă bani la biserică, nu-i treaba lui, nici n-ar putea să dea. Da, le transmit oamenilor, da? Nu este șeful statului cel care să dea bani bisericii, asta face Gabriela Firea, de exemplu, de la Primăria Capitalei. Și nu pentru că Iohannis nu este ortodox. No, să nu intrăm în jocuri de genul ăsta, că ne fac până la urmă ultimii oameni în Europa. Să nu insistăm pe porcăriile astea. Fiecare este așa cum este și ăsta nu este deloc un dezavantaj, nici măcar în România. Și sigur, nu trebuie să insistăm, pentru că românii au demonstrat-o, au ales președinte timp de două mandate pe unul care nu este ortodox și pe care, cu atât spun, 98% din populația României nu-l ortografiază corect. Iată că astea n-au contat și este excelent. Asta este o dovadă de maturitate între parantezele astea greoaie ale evoluției noastre mentale. Da, dar este un lucru foarte bun. Din păcate cam singur aici. Nu după asta trebuie să categorisești un om. Da, ca să revenim la acest excepțional discurs, chiar dacă împănat și el tot cu vorbe goale al episcopului Ignatie, până la urmă sunt câteva valori aici, între ghilimele, pe care nu știu dacă și le poate asuma el însuși. Atâta vreme zice cât faptele și vorbele tale sunt germenii dezbinării și ai urii. Nu. Președintele Iohannis ce-a făcut? A atacat Partidul Social Democrat, dar nu la modul mârlănesc, nu la modul grosolan, nu la modul grobian, așa cum au făcut-o, da? În tandem. De exemplu, Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, Victor Ponta, da? Și cei care au mai fost acolo, aia, să zicem, ca să facem tandemul, adică să fie doi cu doi, Codrin Ștefănescu. Da? Nu, nu la modul ăsta. El știa că asta dă bine la publicul lui și era normal să încerce să profite, dacă tot n-avea, evident, niciun fel de competențe și nu este un președinte priceput, nu este un președinte dinamic, nu este un președinte implicat, nu este un președinte pasionat, nu este nimic. Dar asta știa și el, că poate să înjure Partidul Social Democrat și foarte bine a făcut, că nici PSD-iștii nu s-au privat niciodată în a ne insulta pe noi cu toate măsurile pe care le-au luat, cu toate ordonanțele de urgență și respectiv pe el, adică pe șeful statului. Și asta este peste tot în lume, în campanie electorală, atacuri de o parte și de cealaltă. Sunt goale de sens? Da, dar nu de la președintele Iohannis s-a inventat sensul ăsta. Da? Adică sensul gol. Asta este de când lumea, de acela Adrian Năstase sau la Ion Iliescu erau, sau la Kelemen Hunor sau la Marco Bella, erau pline de sens? Nu. Uitați-vă puțin cum se construiesc lucrurile în România asta, ca să vedem că nimic nu are sens. Din păcate, da,
transmitem ierarhului, nici în biserică lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie și de asta tinerii s-au îndepărtat, evident, de la cele sfinte, s-au îndepărtat pentru că n-au fost convinși. Ei nu s-au născut neapărat într-o lume mai biciznică și mai, să spun, mai neortodoxă decât ar fi trebuit. Nu. Dar nu mai sunt argumente care să-i convingă, da? Oamenii au mai evoluat. Este și pe prima pagină astăzi, apropo de evoluție, în Cațavencii, o chemare către Darwin, de exemplu, vino să vezi ce a mai rămas din oameni, toți pitecantropii societății aliniați acolo, ele au față umană, aceste figurine, adică fețe bine cunoscute nouă, ei, despre asta e vorba. Dacă nu știi să-i convingi, atunci sigur că îi pierzi. Nu este nimic bătut în cuie de-a lungul istoriei. Dacă biserica ar fi fost și ea un pic reformată, așa cum ar fi trebuit să facă și partidele politice, adică să se schimbe, să se adapteze timpului său, poate că ar fi reușit cu poveștile ei să-i mai adoarmă pe unii și pe alții și în secolul 21. Dar nu mai reușește asta. Mai ales că este coruptă, lumea vede cum se trăiește în altul sân al bisericii pe teritoriul